Bună seara și bine ați venit la concertul de muzică corală susținut de corul de copii Dynamis. Un concert de gală care încununează seria de concerte din această primăvară și marchează ziua de 1 iunie, ziua internațională a copilului. Un cadou de la copii, pentru copii, pentru dumneavoastră cei prezenți, dar mai ales un omagiu adus vieții tuturor oamenilor și înainte de toate lui Dumnezeu, creatorul acestui punct minunat din univers care este planeta Pământ. Numele meu este Florin Giurcănaș și sunt încântat să vă văd în seara aceasta aici, să fiți alături de noi, într-o experiență muzicală plină de inspirație. România nu are o lungă tradiție în domeniul cântului coral, iar în județul Telorman încep să apară primele coruri școlare și bisericești după al doilea război mondial. Însă, primele organizări corale le găsim la cultele religioase, care au reușit prin armonii deosebite, interpretări de calitate, să includă cântecul coral creștin în viața culturală. Iar interpretarea corală a devenit un punct esențial în actul de închinare, atât în interiorul bisericilor, cât și în afara lor, public, atrăgând prin frumusețea sunetului. Corul de copii Dynamis a fost înființat în anul 2010 la inițiativa profesorilor de muzică Alina și Doru Dobrică. Are în componență în acest moment 41 de copii deosebiți. Cu un repertoriu religios diversificat, au reușit să îmbine bucuria copiilor de a cânta cu valorile în care cred. Astăzi, corul de copii Dynamis ne invită să petrecem un timp deosebit, să ascultăm o muzică deosebită și ne invită la o călătorie muzicală în timp, cu melodii inspirate din cântările lui David, cu compoziții din perioada Reformei, dar și cu muzică gospel. Versuri, ritmuri și interpretări din cele mai diverse, așa cum suntem și noi oamenii, dar toate având același scop de a aduce laudă lui Dumnezeu. Muzica în sine este o vibrație a sufletului prin care transmitem dragoste, compasiune, dorință. De aceea fiecare cântec pe care îl veți auzi în această seară a fost ales cu grijă pentru a transmite un mesaj de iubire și speranță. Fiecare notă muzicală și fiecare vers sunt expresia adâncă a credinței și a adevărului pe care îl împărtășim. Și dacă credeți că muzica creștină ne poate unii la nivel uman și ne poate apropia de Dumnezeu, atunci muzica pe care o veți asculta în această seară vă va încânta inimile și va trezi în dumneavoastră emoții pline de bucurie și recunoștință. Vă invit să lăsați muzica să vă atingă sufletele și să vă purtați pe aripile credinței, să simțiți prezența lui Dumnezeu și să fiți încurajați în călătoria dumneavoastră spirituală. Și primiți darul muzicii oferit din toată inima de acești copii minunați. Să nu mai așteptăm și să invităm în aplauzele dynamoastră corul de copii Dynamis. Dirijor, profesor de muzică Alina Dobrică, la pian Doru Dobrică.
Prima piesă din această seară are titlul Bun prieten. A fost interpretată pentru prima dată în anul 2011 în Madrid. Atunci avea versurile în limba spaniolă și titlul era Testimonio, mărturie. Această piesă are un amănunt special. Niciunul dintre coriștii de atunci nu mai face astăzi parte din cor. Au crescut, au devenit adulți, iar unii dintre ei sunt alături de noi în seara aceasta în calitate de spectatori. Vă doresc să aveți o seară minunată, cu o experiență muzicală plină de încântare și frumusețe. Cântec pe care îl vom cânta face parte din folclorul german și datează cu aproximație din anul 1930. Muzica tradițională germană are o simplitate specifică, dar în același timp și un farmec aparte. Piesa se intitulează Domnul Iubirea și cine cunoaște refrenul poate să-l cânte împreună cu noi.
În continuare, din creația contemporană, va urma piesa Love Has Made Us One, semnată muzică și versuri de Kieran Crane. Ideea care străbate aranjamentul muzical la parte este că avem un singur domn pe care să-l recunoaștem în viața noastră. Să lăsăm acordurile acestei piese liniștite să pătrundă în sufletul fiecăruia. Mai departe, vom schimba puțin dinamica, urmând a cânta o piesă din genul Negro Spiritual, intitulată I'm Gonna Sing When the Spirit Says Sing. Textul spune că eu voi cânta Domnului pentru că spiritul meu îmi spune să cânt. Este un cântec de bucurie afroamerican. Vă dorim audiție plăcută!
Următorul cântec se intitulează Adoramus. El conține cuvinte în limba latină, o limbă importantă pentru popoarele romanice, printre care ne aflăm și noi, românii. Ca idee principală, traducerea spune: Te adorăm, Rege al Gloriei. Este un cântec important din repertoriul corului Dynamis. Vă dorim audiție plăcută! Vă propun în continuare să urmăriți cu atenție un moment poetic prezentat de eleva Lois Delea de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Roșior de Vede. Versurile aparțin poetului Benone Burtescu și au titlul Clipele. Îngrămădiți la poartă, la poarta ultimului tău ceas, stau negustorii lumii și așteaptă. Ei vor să-ți cumpere vremea, în schimbul unei clipe, unul îți numără în palme nestematele sale, altul își deșartă de sagi cu aur la picioarele tale. În schimbul unei clipe,
altul va face plăcerile să te poarte pe brațe. Da, în schimbul unei clipe, ți se dă un tron, mai mult ca unui rege, ca la un semn al tău. Nenumărații tăi supuși să vină, să plece. În schimbul unei singure clipe, un altul îți preface coliba într-un palat. Se bat negustorii lumii la porți, pentru clipele tale se bat. Și bate ceasul ritmic, netulburat și fără întoarcere, dar tu îți numeri clipele vândute, multe și prea puține cele ce au rămas. Iar negustorii lumii la porți parcă-s mai mulți. Cui să le dai? Cum să le împarți? Pe cine să asculți? Doar un străin alături privește trist, dar demn. Este Iisus. Din cele câteva clipe rămase, inimă, ție îți vrea cunună pentru veșnicie. Parcă toate glasurile universului azi ți-ar striga. Nu-ți vinde clipele pentru nimic altceva. La tronul de slavă cândva, fiecare clipă nevândută lumii acum, ci dată lui Iisus, se va preface într-o stea. Doamne, ajută-ne să fie așa. Amin. Creațiunea este titlul piesei care va urma. Noi credem că Dumnezeu a creat tot ce există. Este o piesă gospel în aranjamentul compozitorului american Joseph Martin. Textul prezintă povestirea creațiunii etapizată în fiecare zi. Vă dorim audiție plăcută!
În continuare vom interpreta piesa muzicală Glorie Tatălui Preasfânt. Este o creație, muzică și versuri, a profesorului Doru Dobrică. A scris-o în februarie 2023, așadar este o piesă scrisă cu puțin timp în urmă, special pentru Dynamis. Vă dorim audiție plăcută! Piesa care va urma se intitulează Un cânt frumos. Este o lucrare muzicală veselă care ne îndeamnă să alungăm poverile și să fim bucuroși tot timpul. Copiii știu să facă mai bine lucrurile acesta și pot fi molipsitori. Textul aparține corului Dynamis, iar muzica a fost scrisă în 1964 de către compozitorul Frederick Lowe și face parte dintr-un aranjament muzical recunoscut. Vă dorim audiție plăcută!
În momentele următoare, vă propunem piesa Swing Low. Este o piesă gospel, iar versurile ei în limba engleză vorbesc despre aspirația noastră de a merge acasă. Acasă fiind împărăția cerurilor sau locul în care te afli mult mai aproape de Dumnezeu. Muzica gospel poate avea, de ce nu, și versuri în limba română. De asemenea, poate fi interpretată și solistic. De aceea, doamna profesoară Alina Dobrică va interpreta o astfel de piesă. Se intitulează Tu m-ai cules. Cine poate să ne culeagă din pulbere, dacă nu Dumnezeu prin harul său? Aceasta este și tematica piesei care va urma. Audiție plăcută! Găsit, când eu pierdut în mine, mă răstigneam pe altarele de lut. Când prăbușit zăceam în neputință, când faptele țărână m-au făcut. Tu m-ai cules din pulbere.
azi eu aleg, tot mai grăbit pe cale, să urc acolo sus la dreapta ta, să trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Piesa Cântăm Slava Lui. Este prima piesă de pe cel de-al doilea album muzical, album care are același titlu, Cântăm Slava Lui. Vă dorim audiție binecuvântată! Să vii tâmpărat, iar viața.
Exultate este titlul piesei următoare. Traducerea din limba latină spune: Bucurați-vă toți în Domnul, lăudați pe Domnul cu bucurie și cântați Domnului glorie. Am putea adăuga cu toate instrumentele. De ce? Pentru că vom avea și acompaniament de tamburină. Este o piesă dinamică în care vor fi prezenți și soliștii vocali. Vă dorim audiție plăcută! Zori zile când se vezi, privirea spre cerul ridicăm. E sublim, e dumnezeiesc, lumina pe cer să admirăm. V-a plăcut? Aplauze atunci! Pe lângă frumusețea sunetului, muzica creștină oferă speranță, încurajare și putere. Asta am primit în această seară. Frumusețea muzicii corale constă în armonie, diversitate, putere colectivă și o legătură deosebită între interpreți și public. În cazul corului de copii, vorbim despre vârste diferite și voci diferite. Cum ați reușit să îi armonizați și să scoateți sunetul ăsta atât de frumos? Cu repetiție. Cu repetiție și cu multă dăruire. Cum alegeți piesele? Aveți un repertoriu foarte divers. De fiecare dată aducem ceva nou,
luăm ceva și din repertoriul recent și poate mai căutăm și în repertoriul pe care am cântat de mult. Așa cum s-a menționat și la început, că am cântat prima piesă din repertoriul pe care l-am avut chiar la început, în urmă cu 12 ani, în 2011, când am cântat la Madrid. Și unii copii care erau în corul nostru de atunci, acum știu că sunt printre noi în momentul de față. Bună seara! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul viceprimar Augustin Ioan, prezența dumneavoastră ne onorează și ne arată că apreciați actul artistic din seara aceasta. N-aș putea decât să-l descriu printr-un cuvânt sublim. Sunteți copii, adolescenți și ce au făcut cei doi, doamnă profesor, domnule profesor, este de-a dreptul înălțător. Înălțător pentru că ați coalizat aici suflete, caractere pe care le formați în continuare și cred că sunteți mai mult de atât, antrenori, eu v-aș numi antrenori de suflete, de caractere și cu siguranță aceste momente pe toți ne unesc mai mult din punct de vedere spiritual, dar și comunitar. Noi avem un calendar pe care îl avem pe site-ul primăriei, în fiecare săptămână se întâmplă ceva în acest centru, de la, v-am spus, de la teatru până la acte artistice pe care nu le știu pe toate, vă dați seama, dar cum au fost și activitățile de 1 iunie dedicate copilului în Parc Pădurea Vedea, acum suntem la categoria bâlci pentru că vin rusalile, să ne fie de folos pogorârea Sfântului Duh tuturor. Deci avem activități diverse. Și da. Seara aceasta. Și seara aceasta, bineînțeles, minunată. Vă mulțumesc pentru invitație. Eu am rămas încântat. Îl știam, cu Dor am fost colegi în calitate, deci sunt dascăl de meserie, calitate de dascăl amândoi, știam activitatea, și a doamnei, dar prinsesem frânturi, ba pe Facebook, ba în mod direct, ba ne-a colindat, acum am văzut tot pachetul. Vă mulțumim pentru răspunsul și pentru că sunteți alături de noi. Vă dorim o seară plăcută în continuare. Următoarea piesă are ca titlu Sunt copilul lui. Refrenul este foarte simplu, dar pe cât de simple sunt versurile, atât de puternică este mărturia. Să-i ascultăm din nou pe acești minunați copii.
Una dintre cele mai îndrăgite piese de către publicul nostru este Când privesc spre înălțimi. Combinația dintre text și muzică face să fie extrem de motivantă pentru aspirații înalte. Face să fie o piesă care să încurajeze relația dintre prieteni. Este un cântec plin de viață pe care îl vom interpreta în momentul care va urma. Dorim tuturor audiție plăcută! Acum Iisus vine spre sanctuar, împărșește Mântuitorul meu, cu iubire fără hotar, eu îl voi urma mereu, îl voi urma mereu. Vino, vino, împreună să urcăm mai sus, vino, vino, sus ne așteaptă acum Iisus, ne așteaptă acum Iisus. Vino, vino, împreună să urcăm mai sus. Vino, vino, sus ne așteaptă acum Iisus. Ne așteaptă acum Iisus. Vino, vino, împreună să urcăm mai sus. Vino, vino, sus ne așteaptă. De fiecare dată, după o noapte, vine dimineața. Acum este seară, dar știm că mâine va veni o nouă zi care începe cu dimineața. Așa este în lumea aceasta. După nor, răsare soarele. Cântecul ce va urma este un imn. Din nou se arată o dimineață. Corul de copii din Amis îl va interpreta într-un aranjament muzical cu totul special și diferit. Vă dorim audiție plăcută! Sarah!
Excepțional. Eu aș vrea să mai cântați ceva. Avem o melodie preferată sau îi lăsăm pe ei să aleagă cântecul? Cum facem? Ei să aleagă, da? Foarte frumos. Deci vom asculta încă o piesă interpretată de corul de copii.